Lord, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și mare pe doamnă te-ai îmbrăcat, căci te îmbraci cu lumina ta și cu o haină,
să ți împlinzi cerul ca un corp, să ți acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, să ți pui norii suirea ta, să ți umbe peste aripile vânturilor, să ți faci pe îngerii tăi grupuri și pe slugile tale pară de foc, să ți întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viață de afară. Adâncul ca o haină și îmbrăcămintea lui peste munți vor să apă. De cercarea ta vor fugi de glasul tunetului tău să vă împricoșa. Se suie munți, se coboară voi în locul în care le-ai întâlniat pe el. Pătarea e pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce primiți zvoare în voi, prin mijlocul munților vă trece apă. Adăpază-vă toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea și vă potăli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, să va săpâna pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacea și verdează spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu îndelemn și pâinea inima omului întărește. Săturați-vă copacii câmpului, cedrile banului pe care îi se zic, acolo păsările își voi face cuit. Lucașul păpăstârtului echiparoși, munții cei înalți adăpost cedrilor, strâncile scăparii iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întâneric și-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele păduri. Puilelor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu în care lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate conțelepciunile ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc sărătoare fără rame este numără, vieteți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate copretnii așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Gândurile lor vor aduna, deschizându-l mâna ta, toate se vor umbra. Dumnezeu
stai întuneric și s-a făcut noapte. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tu. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Slavă ție, Doamne, celui ce ai făcut toate. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Pace Domnului să ne rugăm. Pacea de sus pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, uite, se roagă dânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțitor de arhiepiscopatul Cevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru Damasin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Cevei și Rădăuților, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul mână de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Părintele nostru Stareț Arhimandritul Grigorie, din preună cu toți părinții, frații și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne,
Pentru sunt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință vețuiesc în râsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună turmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat de ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și al mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și strălucirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Nici cu mânia sa să ne pedepsească pe noi, ci să-și aducă aminte că trup suntem și trup ce iese și nu se mai întoarce, și cu milostivire să ferească de moarte sufletele noastre, și în mânie să-și aducă aminte de milă, Domnului să ne rugăm. Se caute spre fără de legele noastre să ne șteargă, să fie milostiv, să ocrotească pe oamenii cei fără de nedejde, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apă ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, pe Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomeni. Miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, pe Hristos Dumnezeu să o dăm. Se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sanctus.
Să-mi se poate la nevege.
Yeah.
Oh,
Înțelepciune, de la pace, recitire, să luăm aminte,